Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la ora de educație socială, vom analiza importanța schimbului de opinii și compararea acestora. Te-ai gândit vreodată că opiniile diferite ale persoanelor din jurul tău te ajută să te dezvolți și să-ți depășești propriile limite? Voi credeți că opiniile diferite produc doar neînțelegeri, dispute, insulte, etichetări. Nu este așa? Ei bine, de astăzi veți descoperi că atunci când sunt schimburi de opinii, se duce o luptă între idei și nu între persoane. O resursă pentru clasa a cincea. De ce comparăm opiniile între ele? Cu ce scop le comparăm? Comparăm opiniile pentru a înțelege mai bine mesajul transmis pentru a alege cele mai bune opinii, dar și pentru a decide cum să acționăm. Opiniile pot fi comparate între ele în funcție de mai multe aspecte sau criterii, precum obiectivitatea. Opiniile trebuie să descrie exact faptele, lucrurile, detașat de părerile și convingerile personale. Susținere Opiniile trebuie să se sprijine pe fapte reale, pe dovezi, pe probe și să fie argumentate, iar ultimul criteriu, claritatea. Opiniile trebuie să fie clar exprimate. Exprimarea opiniei personale este una dintre libertățile fundamentale ale omului. Este calitatea definitorie a oricărei persoane. De aceea trebuie să respectăm diferențele de opinie și, de ce nu, să stabilim câteva reguli practice. Haideți să urmărim câteva reguli. Lasă-i pe ceilalți să-și exprime opinia. Ascultă opiniile celorlalți, chiar dacă nu ești de acord cu ele. Reține opiniile și explicațiile altor persoane. Nu prezenta opinia ta ca fiind cea mai bună. Compara argumentele pro și contra. Nu ataca persoana, ci doar ideea pe care o susține. Completați această listă cu alte trei reguli privind respectarea diferențelor de opinie. Foarte bine! Am găsit această pagină mototolită pe stradă și mi-a atras atenție conținutul acesteia. Vreau să împărtășesc cu voi ceea ce am descoperit. Am descoperit că pot apărea conflicte când diferențele de opinie nu sunt acceptate. Cum procedăm oare pentru a evita conflictele? Ce fac personal atunci când un coleg îmi încalcă dreptul la opinie? Mă adresez colegului în cauză. Mă plâng altui coleg. Îi prezint urmările nerespectării acestui drept. Propun găsirea împreună a unei soluții pentru rezolvarea problemei îmi exprim clar și precis nemulțumirea. Îi impun soluția mea. Folosesc cuvinte jignitoare. Îl iau în derâdere, îl ironizez. Opriți filmarea. Selectați la rubrica Așa da informațiile potrivite pentru a evita un conflict și identificați informațiile opuse la rubrica Așa nu. Faceți acest tabel în caiete. Completați informațiile potrivite la cele două rubrici. Persoanele din imagine care despat un subiect și au opinii diferite respectă regulile de la așa da sau așa nu? Argumentați răspunsul. Opriți filmarea. Priviți imaginea. Haideți să citim împreună următoarele mesaje. Acesta va fi cățărul meu. Ce nume să-i pun? Uite un câine dezlegat. Sigur va veni la mine să mă muște. Uite ce câine frumos, seamănă cu al meu. Caut numărul de telefon de la adăpostul pentru câini. Sun și... Comparați opiniile celor patru copii. Completați pentru fiecare situație și părerile voastre. Identificați perechi de copii ale căror opinii corespund următoarelor scheme. Opinia 1, opinia 2, cu cât mai multe idei asemănătoare. Sau opinia 1, opinia 2, cu cât mai puține idei asemănătoare. Exemplificați alegerile voastre. Vă imaginați că participați la Campionatul Național de Dezbateri. Tema dezbaterii este despre câinii maidanezi împărțiți clasa în două grupe. O grupă este pentru, adică în favoarea problemei, iar cealaltă grupă este împotriva problemei. Fiecare grupă trebuie să găsească argumentele posibile pentru a-și susține opinia. Notați argumentul folosind cuvinte cheie. Fiecare grupă desemnează doi purtători de cuvânt și doi observatori. Dezbaterea este organizată în trei părți. Prima parte, runda de deschidere. Aici, fiecare purtător de cuvânt explică argumentul său. A doua etapă reprezintă dezbaterea deschisă. Purtătorii de cuvânt prezintă argumentele și încearcă să contracareze argumentele celuilalt grup. Iar a treia etapă o reprezintă runda de încheiere, prin care fiecare persoană are posibilitatea de a-și rezuma opiniile. O grupă susține eutanasierea câinilor și înființarea unor adăposturi, iar cealaltă grupă susține sterilizarea și adoptarea câinilor. Aveți la dispoziție 5 minute pentru a vă prezenta propria opinie, apoi la masa dezbaterii cei doi purtători de cuvânt prezintă argumentele. În continuare, intervin observatorii. Aceștia nu vorbesc, ci observă ceea ce se întâmplă. După dezbatere, aceștia spun ce au observat, ținând cont de ce argumente au fost prezentate, cum a fost transmis mesajul, care argumente au fost convingătoare, cum au vorbit purtătorii de cuvânt, cine ce și cum va implementa soluția. Care grupă din clasa voastră a câștigat campionatul de dezbateri? De ce? Foarte bine! V-ați descurcat minunat. De astăzi, cu toții veți ști mai bine să vă exprimați opiniile în public, dar și cum să ascultați și să discutați opiniile altora. Pe curând.